La noapte cerul va fi temporar noros. Vor fi precipitații slabe, predominant sub formă de ploaie în Dobrogea, local în Muntenia și mixte, izolat în Crișana și în Maramureș, unde vor fi și condiții pentru formarea poleiului. În Carpații Orientali, pe arii restrânse, va ninge slab. Vântul va sufla slab și moderat cu unele intensificări în Crișana și pe crestele montane. Spre sfârșitul intervalului, mai ales în zonele joase din centru și din est, va fi ceață. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 10 grade în estul Transilvaniei și 4 grade pe litoral. În București, cerul va fi temporar noros. La începutul intervalului vor fi condiții de ploaie, iar spre sfârșit de ceață. Vântul va sufla slab până la moderat, temperatura minimă va fi de 0-2 grade. Mâine valorile termice maxime vor fi ușor mai ridicate decât mediile climatologice specifice perioadei. Cerul va fi variabil, mai mult noros în vestul, centrul și nordul țării. Vor fi precipitații slabe mixte în Maramureș, precum și în nordul și în estul Transilvaniei, și mai ales ploi în Crișana și perii restrânse în restul Transilvaniei, în Banat și în Moldova. În nord-vestul și centrul teritoriului vor fi condiții de formare a poleiului. Temperaturile maxime se vor situa între 1 și 10 grade. În capitală, temperatura aerului va avea valori ușor mai ridicate decât în mod normal la această dată, astfel încât maxima va fi de 6-7 grade. Cerul va fi variabil, iar la începutul intervalului vor fi condiții de ceață. Vântul va sufla slab și moderat. Cerul va fi mai mult noros în munții Apuseni și în nordul Carpaților Orientali, unde mai ales în cursul zilei vor fi precipitații slabe, predominant sub formă de lapoviță și ninsoare. În restul masivelor, înorările vor fi temporare și precipitațiile se vor semnala cu totul izolat și trecător. Vor fi condiții de formare a poleiului. Vântul va prezenta intensificări îndeosebi pe creste. Temperatura aerului va fi în creștere ușoară.